Doamnelor și domnilor, și la noi acasă a început săptămâna altfel. Un proiect interesant ce a debutat anul trecut. Elevii lasă istoria și geografia pentru o vizită la muzeu, o vizită, eu știu, la o fabrică de mezeluri sau chiar la televiziune. Pentru că mirajul acesta al televiziunii trebuie, nu știu, explorat nițel. Avem ceva prieteni, e drept de vârste fragede, ce vor sosi în platou. Să discutăm și despre săptămâna altfel, dar mai ales să discutăm despre înscrierile ce încep de mâine pentru grădinițe și ciclul primar. Vine pe la noi domnul inspector Marian Banu, purtător de cuvânt din Inspectoratul Școlar al Municipiului București, și gașca de la clasa 5-a de școala numărul 79. Aplauze! Bună dimineața! Mamă, mamă! Hai așa! Aranjați-vă pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo! Pe unde puteți? Unde e, domne, colegul Dani? Că el a zis că a vrut să fie profesor când era mic. Să vadă ce înseamnă 35 de copii buluc într-un platou. Fai de mine. Hai, aliniați-vă așa, băgați-vă unii în alții. Ce să zic? Foarte mari și foarte... Neața? Bună dimineața. Doamne, bună dimineața, domnule Banu. Bine ați venit. O gașcă mare... nu mai păreți așa fioros între ei, să știți. Săptămâna asta cu bandana la gât și... Sunt, practic, în dublă postură. Aici sunt în postură de dirigintă la clasa 5-a D, o clasă cu copii excelenți, foarte talentați. Și, bineînțeles, am și statutul de inspector școlar și purtător de cuvânt. Și am crezut că e bine să debuteze săptămâna, să știi mai multe, să fii mai bun, vechea săptămână altfel, pentru că, practic, astăzi mai mult de 3 milioane de copii din țara aceasta încep această acțiune foarte serioasă, care își propune să deplaseze centrul de greutate al activității educative pe joacă, pe talent artistice, pe sport, să scoatem copiii în afara școlii, pentru că, dacă observați, un accent de ultimă etapă este deplasarea centrului de greutate în afara școlii. Da, o idee lăudabilă. Anul trecut, de fapt, știu că a mers foarte bine și anul ăsta am primit și noi acasă un program de activități un pic altfel. Bine, e și un test cu cângurașul și cu nu știu ce pe patru, dar trecem și de aspectele ușor neplăcute. S-au mai schimbat lucruri în direcția programului școlare pentru anul acesta? Calendarul școlar debutează în luna aprilie cu un eveniment important. De mâine, pentru părinți și pentru copii, începe înscrierea, practic, și completarea fișelor pentru clasa pregătitoare. Grădinița poate ceva mai târziu. Clasa pregătitoare debutează, de fapt a debutat, și este bine că folosim acest prilej să transmit părinților și celor interesați, bunicilor, copiilor, că și Ministerul și Inspectoratul au făcut o politică de mediatizare foarte serioasă în momentul de față. Pe site-ul Inspectoratului Școlar, ismb.edu.ro, găsiți toate informațiile necesare, metodologia, școlile, regulamentul, procedura de înscriere. Aș putea spune că, de asemenea, avem un tel verde permanent, 0800 816 021, pentru toți cei interesați. Și începând de mâine, vă invităm cu mare plăcere în toate școlile din București pentru a vă, ca acești copii să fie înscriși în clasa pregătitoare. Clasa pregătitoare se poate face și la grădiniță anul acesta? În mod excepțional. București oferă condiții foarte bune în planul infrastructurii și în planul profesorilor. Și în mod excepțional, dacă părinții vor dori și avem condiții în grădinițe, da. Dar condițiile cele mai bune în București sunt oferite de școli. Sunt oferite totuși de școli. De școli. Văd că ați venit cu niște artiști, parte din copiii ăștia, care copii înțeleg că toți sunt foarte buni. Și vreau să vă spun că rolul nostru este nu numai să stăm la catedră, ci să-i ducem și în afara școlii. Dacă observați, sunt competențele sociale. Acești copii, vă asigur că peste 2-3 ani, și acum de fapt știu să înoate, majoritatea vor și să înoate, să patineze, să meargă cu rolele, să joace fotbal, basket, mergem des în parc, am mers la patinoare, am mers în excursie, am copii deosebit de buni, numai la carte, la matematică, la română, la limba engleză, dar vreau să spun că am și talente remarcabile. Aici am lângă mine doi copii dansatori la Palatul Național al Copilor, clasa Anca Roman. Am un urmaș al lui Ducu Berții,
Și celorlalți prieteni ai mei, Alifanti și Socaciu, și poate cânta live fără orice melodie, dar muzică clasică la chitară. Am un premiant NASA, vreau să vă spun că avem un copil care e la Olimpiada Națională de Matematică, deci lucrurile stau, zic eu, normal. Și așa, și așa, se poate și cu școală. Tu ești cu NASA? Doamne, în spatele tău este un microfon la mine pe masă, dă-mi-l, te rog, urgent, să vorbesc cu NASA. Vino cu NASA, ai zis, nu? De unde e NASA? De unde e NASA? Ia stai tu lângă mine. Cum adică ești tu premiant NASA? S-a organizat un concurs. Așa. Bit ca City Scientist fără de ei. Mamă, dacă știam asta engleză, eram departe. Așa, și? E vorba de sonda Cassini, care vizitează planeta Saturn. Uh-huh. Mi s-au dat trei ținte. Așa. Pe care să le fotografieze. Noi trebuie să alegem una și să motivăm alegerea. Despre... Eu n-am auzit de sonda Cassini asta până când ai venit în emisiune. Nu? Doamne ferește! Și îți place ție chestia asta? Să te uiți pe stele, pe cer, să vezi, să vorbești cu Anca Martin, că și ea studiază, că e o știință asta, astrologia. Nu râdeți, că e o știință și se aliniază, nu știu cum, planetele și are un ochian. Bine, noi îi spunem că e vrăjitoare, dar tu să nu intri în zona asta. Și te-a sunat NASA? O primit pe mail. Ai primit pe mail? Am înțeles, că noi le-am mai spart serverul de două ori, știi, atât de buni suntem în direcția asta. Ce să zic, n-a stat niciodată lângă un premiant, colegul meu n-a luat niciun premiu niciodată în viața lui. Ba din cont. Ăsta mică are chitara, fetele știu să danseze. Domnule Banu, sunteți, ce să zic, norocos. Îmi dau energie, îmi dau viață, îmi dau speranță. Copiii aceștia, la oră, sunt foarte buni copii și, de fapt, o să vedeți concret despre ce vor face. Ia să o vedem pe Andra, nu? Andra Vivolaru. Andra, du-te, te rog, acolo, doi pași. Avem un moment artistic pregătit până când noi mai discutăm despre NASA, despre chitări, despre ce înseamnă să fie 30 și ceva de copii într-o clasă și să fii un simplu profesor care încearcă să-i țină în frâu, în brațe. Draga noastră, să purcede! Mulțumim mult, Andra Bivolaru. Lebăda neagră, lebăda neagră. O avem și pe Bianca, ea va încheia micul nostru moment. Îmi pare că săptămâna asta este una cât se poate de relaxată. E o săptămână în care ne-am propus să mergem, jucăm și un fotbal în Parcul Tineretului. Evident că eu sunt arbitru. Am înțeles. Și joc la fete portar. Și mă rog, o grămadă de chestii interesante. Mergem și la patinoar. După ce se termină săptămâna asta și săptămâna de vacanță, urmează... Calendarul școlar este destul de plin. Luna aprilie, practic în ciuda faptului că avem vacanță, școlile sunt deschise. De mâine așteptăm, vă spun, de la ROP toți părinții sau
încet, încet părinții să depună cele de înscriere. Avem precizările foarte clare. Ca elemente de noutate, procedura este în interesul copilului, deci orice problemă care apare trebuie rezolvată în interesul copilului, conform drepturilor copilului. Ministerul Educației ne-a permis acest lucru în funcție de evaluarea psihosomatică și de bunința părinților, evident, va urma traseul educațional. Lucrurile s-au așezat mai bine cu clasa pregătitoare anul acesta, vă asigur. Urmează întrebările legate de examenul de clasa 8-a. Le-am mai discutat. S-a schimbat ceva de când am mai vorbit noi? Nu, deci evaluarea națională, noi am venit acum circa o lună, evaluarea națională rămâne aceeași, este stabilită ca și calendar, ca și metodologie, ca și subiecte, repartizarea computerizată. Reamintesc colegilor și de la liceu și copiilor de la liceu sunt elevi încă. E vorba de bacaloreatul, deja a intrat și el în linie dreaptă, mai sunt câteva luni care pot face mai mult pentru ca notele să fie mai bune. Ne interesează foarte mult acest lucru, să știți. Vă mulțumim pentru precizări. Noi suntem în săptămână altfel, drept pentru care lucrurile astea mult prea serioase le păstrăm pentru emisiunile ce vor veni. Bianca... Avem, dacă se poate, un minut numai cu Rareș, cu colegul nostru. Un minut, va cânta live, muzică clasică, la chitară. Da. Aoleo, păi stai, ești și cu purici ăștia aici? Da. Vai de mine, pe asta. Un minut numai. E un copil foarte modest, dar e foarte talentat. Îți ține un microfon, ok? Asta înseamnă că tu ai știut să citești aici? De câți ani faci chitară? Păi nu de mult, cam de jumătate de an. În jumătate de an poți să cânti așa? Crezi că mai am vreo șansă? Poate. Nu? Dar sunt total aritmic, deci n-ai nicio legătură cu... Trebuie să mă vezi cum cânt. Da, opresc copiii din creștere, de-aia nici n-am voie să cânt. Cum te numești tu, numele complet? Bărescu Sebastian. Sebastian. Și da. te găsim și pe... Ai Facebook? Nu. N-ai Facebook? Sebi, are cineva Facebook? Mâna sus. Cine-ți mâna sus? Doamne, doamne, clasa 5 ați zis, nu? Da. Dar vorbiți de matematică, nu? De dictare, de... Dar despre ce vorbiți? Așa, bravo. Of, of. Dacă ajungea colegul Dani profesor, într-un fel eram mai liniștit, în alt fel vă dați seama ce circ puteam să avem. Bianca a pregătit un dans rusesc, de fapt un dans țigănesc rusesc, și cu ea încheiem rubrica asta, care înseamnă și pentru noi săptămâna altfel. Îi mulțumim domnului Marian Banu, purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar București, și celor de la clasa 5-a de Școala 79. Și eu vă mulțumesc. Ia uite ce gașcă frumoasă. Încheie momentul Bianca Babeș.